ca după ce am devenit artist solo să facem CIA de facto. Adică uh, CIA, practic numele de CIA creva Independent Artist, uh, a pornit cumva de la o compilație pe care ne doream să o facem. Cagulă, fratele meu, a venit cu această titulatură, uite-ne să facem o compilație sub numele ăsta, așa așa mai departe. După care compilația n-a mai apărut niciodată, respectivă, asta era o discuție prin 2004, cred n am mai apărut niciodată compilația respectivă, în schimb am uh, activat subtitulatura asta ca, ca grupare, grupare însemnând uh, trei entități, trei trupe diferite, era pe vremea respectivă prezent ostil, conflict stradal, care însemna Biga și Fila, prezent ostil care însemna era un MC din Craiova pe care îl și salut și care cumva a marcat începutul serilor de freestyle de la Malibu Second Bunny Rabbit, îl chema pe el, și o mc din Craiova Adriana Asta era formula prezent stil. Și eu, profetul Artist solo, rapper Dar care făceam cu toții parte În această grupare și cumva Realizam evenimente sub titulatura asta de CIA În momentul în care reușești să miști Un public cumva atipic Pentru tine Mi se pare tare Ai câștigat în ziua respectivă Ai câștigat, ai câștigat și gândește-te că ai câștigat o nișă Pe care nu aveai înainte pe care înainte de concertul respectiv tu nu aveai. Pentru că ea dacă nu sunt publicul tău, tu nu-i aveai. Nu erau ai tăi la momentul respectiv. Și atunci nișa aia ai, mușcat din nișa respectivă. Înțelegi? Îți dau un exemplu. Tu rapper, te duci la un concert de punk și ai o prestație nebună, te dezlănțui pe scenă și ai agățat 10 panchiști de vin fanii tăi. E ceva tare. Am spus mereu, noi artiștii ne dăm stări, dar stările respective nu vin neapărat din vicii sau pot să vină pur și simplu. Nu știu, îți dau un exemplu. Mănânci un burger cu bacon și îți vine mirosul de afumat și te gândești să faci o piesă afumat despre iarbă. Salutare și vă mulțumim mult de tot pentru că în sfârșit după două luni de activitate datorită vouă am reușit să ajungem și noi la monetizare. V-am lăsat de asemenea niște surprize, v-am lăsat trei tipuri de abonamente prin care ne puteți susține din momentul acesta din care priviți acest podcast, să mergem mai departe și să-i dăm cu drive puternic podcastului ăsta. Alături de mine am un invitat foarte important, Valentin Cristian Udrea. Probabil că nu cunoașteți numele, dar cu siguranță cunoașteți artistul, vorbim de Rashid. Nu are sens să facem o prezentare mult mai pompoasă, pentru că ați văzut deja din titlul numele. Vreau să vă spun că el reprezintă începutul independenților din Oltenia, din Craiova, mai exact, alături de colegii lui de care a făcut istorie, vorbim de CIA. Alături de mine este Rashid. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mi-am luat vocea de radio. Îmi place microfonul ăsta foarte mult. <laughs> și o să vezi că scoate un sunet foarte frumos. Tare! Rashid, îmi pare bine că ești alături de mine și îmi pare bine că ai acceptat să vii pe un canal așa de micuț. Lucru Băi, care... cu mare drag, cum mi-a spus și lui Ginu, care v-a recomandat și v-a făcut reclamă fratele foarte bună, vostru. fratele vostru, exact și fratele meu. Eu susțin chestiile astea care se întâmplă în Craiova, mai ales pe zona asta de independent, știi? Adică dacă venea vreo firmă din Craiova să facă treaba asta, nu cred că eram la fel de receptiv, știi? Dar în cazul vostru mi-a fost drag. Am văzut și podcastul cu el, felicitări și pentru podcastul ăla. Mi se pare, mi se pare tare. Vreau să spun că tu reprezinți tot ceea ce înseamnă independent astăzi. Băi, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Nu e doar meritul meu. Eu, alături de colegii mei, am avut o idee pe care am dus-o la nivelul la care a influențat și alți oameni și alte generații și mă bucur pentru treaba asta. De fapt, cred că asta e, e mulțumirea pe care o sufletească, pe care o avem cea mai mare. Adică eu, cel puțin, în cazul meu, vorbesc despre mine, asta simt. Mă bucur foarte tare că am putut să influențăm în mod pozitiv generații care au venit după noi. Cum ați început toată treaba asta cu artiștii independenți de pe vremea aia, din 99? Băi, nu a început chiar de atunci. În sensul în care noi am avut proiecte separate, eu am avut vreo trei formule de trupă până să devin artist solo ca după ce am devenit artist solo să facem CIA de facto. Adică uh, CIA, practic, numele de CIA, Craiova Independent Artist, uh, a pornit cumva de la o compilație pe care ne doream să o facem. Cagulă, fratele meu, a venit cu această titulatură, uite doamne să facem o compilație sub numele ăsta și așa mai departe. După care compilația n-a mai apărut niciodată, respectivă, asta era o discuție prin 2004, cred n-am mai apărut niciodată compilația respectivă, în schimb am uh, activat subtitulatura asta ca, ca grupare, grupare însemnând uh, trei entități, trei trupe diferite, era pe vremea respectivă prezent stil, conflict stradal, care însemna Biga și Fila, prezent stil care însemna era un MC din Craiova pe care îl și salut și care cumva a marcat începutul serilor de freestyle de la Malibu Second Bunny Rabbit, îl chema pe el, și o mc din Craiova Adriana asta era formula Prezent Hostil și eu, profetul artist solo rapper, dar care făceam cu toții parte în această grupare și cumva realizam evenimente sub titulatura asta de CIA între timp Prezent Hostil cumva s-a dizolvat MC-ul din trupă a plecat din țară și am rămas doar noi și activam, activam subtitulatura de CIA, dar ca entități diferite, Conflict Stradal plus Profetul. Am făcut o felul de, nu știu cum să zic, evenimente subtitulatura asta. Noi deja colaboram, făceam piese împreună, am avut o felul de fituri de în gen, erau Conflict Stradal Profetul, Profetul cu Biga, Biga cu Profetul, tot felul de combinații, înțelegi? Și după ce, am, după ce, am, făcut tot felul de combinații de genul ăsta, a venit momentul în care încercam să facem pasul spre București, bineînțeles. În fine, ca să scurtez un pic, când am ajuns la București, la, la familia și așa mai departe, ei au spus, bă, oricum vă împreună, oricum veniți la pachet, mi, nu știu, nu vreau să vorbesc prostii dar mi se pare că inclusiv MOGA sugerase ceva de genul ăsta sau nu știu, nu mai țin minte în perioada respectivă, gen hai de lăsați-o dracu, sunteți ei, ăștia sunteți și mergeți, mergeți în, în formula asta de trupă, că nu separat nu sunteți la fel de tari, știi în fine și am luat decizia asta și de atunci practic s-a înființat cumva trupa așa cum o știți voi în schimb ideea asta de artiști independenți a existat mereu în sufletul nostru și ne-am dorit asta, și independența asta. Bineînțeles că am fost agățați de contracte și noi, nu ți închipui că am fost independenți tot timpul. Dar îți dau un exemplu, am fost am avut la un moment dat un contract cu Rotonul, da, pentru albumul Invazia, pentru noi cumva contractul ăla ne-a încurcat, cumva. Ok. Pe noi, înțelegi, pentru că noi am avut contractul respectiv care ne-a ținut cumva pe bară. Bine, noi ne făceam evenimente, ne mișcam, dar nu nu scoteam albumul. Contractul știi? ținea strict de ceea ce urma să ridicați. Da, să scoatem. Erați și independenți album. din punct de vedere al show-urilor? Da, continuare? pe da, da că nu-i interesa, nu eram o miză pentru ei, adică Am nu eram atât de, știi? Și în fine, a ieșit albumul ăsta, au trecut cei trei ani de contract pe care i-aveam cu ei, practic cumva se, se legase toată treaba în 2006, după ce scosese mai vrei, atunci ne-au zis Ei, uite domnule, vă dăm contract. Să am fost fericiți, ne-am bucurat, vai de cap, cum să vezi acum cu contract, să uh -huh. vezi bani, uh -huh. vin peste noi, banii și faima și Miliardele, <laughs> da. De unde de sufletul? În fine. Și prin 2009 cumva am și de sub incidența contractului, am scos albumul ăsta, Invazia, s-a terminat și în 2009 am ieșit de sub incidența contractului. Și deja am început să scoatem independent exact cum ne doream. Și am scos radio, albumul Radio Independent. După De fapt, înainte de radio, da, a fost șase gloanțe. În pauza aia, în acei doi ani, din 2006 până în 2008, noi am scos șase gloanțe. Uh -huh. Care șase gloanțe se vrea fi un advance la albumul Invazia. Și a, a și fost. Și a avut un succes peste așteptările noastre, adică ce însemna atunci era internetului care erau forumuri și chestii de genul, de profil, a prins foarte tare, înțelege au prins foarte tare piesele de acolo. Înainte desfine... de asta scosesem o compilație, CIA prezintă în 2005, pe care se regăseau unele din piesele de pe invazia, sau nu neapărat unele, cât, cât o strofă, cât un refren care, care urma să apară. Era un mic hook așa. Da, cumva, da, uh -huh. cumva noi... Precedam, tizuiam cumva ă, albumul, știi? Și în, ă, am scos, de, gen, a ieșit a invazia, ieșit, ă, am scos radio, după aia a venit Șapte Gloanțe, Universal, care șapte gloanțe era advenț la Universal și așa mai departe. Istoria, restul istoriei eu știi. Dar asta spun, din 2009 încolo cumva s-a mers pe partea asta independent Adică n-am mai fost legați de case de discuri și așa mai departe. E un traseu mai greu în momentul în care decizi să fii independent și să nu te legi de case de discuri? Bineînțeles. Bineînțeles, pentru că e totul pe tine. E totul pe tine. Investiția pe tine, munca pe tine... Uh, tu spui concerte, tu ce tu dai cu capul, știi cum se zice. Și modul în care ești tratat e diferit față Da, de nu, la noi, e asta n-am simțit -o. adică să știi, eu cred că, că lumea ne-a iubit, ne-a luat ca atare, știi. Bă, sunt aia de la Craiova, ne place cum șoar. La, la, noi contau foarte mult prestațiile live. În momentul în care ne urcam pe scenă și arătam ce puteam, inclusiv la București, îți dau un exemplu, când am avut primele concerte în București și așa mai departe, lumea era cumva uimită de, de, de ce prezentam pe scenă veneam, ne prezentam, cum se zice, am dat și am plecat, știi? Și eu asta, asta am resimțit-o uh, gen un pic mai târziu, adică efectul în sine. Când venea lumea și ne spunea, băi, v-am văzut acolo, băi, m-a spart, doamne, ce, ce, show, ce, știi? Că aveam o energie a noastră, aveam o, o, o... Aveți o chimie nouă și veneați cu energia noastră specifică oltenilor? Exact. Uba. Sângele și energia și ce, ce transmiteam către public, plus lucram foarte mult cu publicul, lucru care la noi nu se prea întâmpla. Înțelegi în rep, știi? Nu mai nu prea făcea de asta. Noi cântam un vers, un vers. Îți dau un exemplu. La lansarea din 2008 era Ginginu pe vremea respectivă. Ginginu. Acum e alt, e alt, club acolo. Uh, în fine, am avut, nu știu, ceva 700 de plătitori plus prieteni, plus astea. era full, era full o, sala, și la ultima piesă din, din show, la zbor la jos altitudine, s-a luat curentul. S-a luat curentul, s-a curentul și eu am început să cânt piesa a capela fără microfon, fără nimic. Într -o și restul cu 700 de oameni, da. da și restul oamenilor, asta s-a propagat treaba asta de la uh, primele rânduri, înțelegi? Și restul au început să cânte și au cântat pur și simplu piesa pe gol. Incredibil. Înțelegi? Bineînțeles, și colegii mă susțineau și așa mai departe și asta vreau să zic, adică energia conta foarte mult ce dădeam noi oamenilor și ce dădeau ei înapoi către noi, că asta, asta era de fapt, noi pe asta lucram. Și și acum, inclusiv cu Alex spune chestia asta, băi, când ne la un concert și vedem mai moi așa mai, băi, noi lucrăm pe bază de energie. Vă dăm primim înapoi, vă exact. dăm mai mult nu primim înapoi, scade și la noi tot tot nivelul cumva toată știi? partea asta dai mai. ține foarte mult de public, așa este am, da, am simțit-o da. întotdeauna Da. Uh, contează foarte mult eu am văzut, am simțit o diferență mare dacă dai în fața publicului tău când vine publicul tău care te iubește sau când dai undeva unde ești mai necunoscut e o diferență mare e, e o diferență mare, dar e mai mare provocarea și în momentul în care reușești să miști un public cumva atipic pentru tine, mi se pare tare. Ai câștigat în ziua respectivă. Ai câștigat, ai câștigat și gândește-te că ai câștigat o nișă pe care nu aveai înainte. Exact. Pe care înainte de concertul respectiv tu nu aveai. Pentru că ea, dacă nu sunt publicul tău, tu nu-i aveai. Nu erau ai tăi la momentul respectiv. Și atunci nișa aia ai, ai, ai mușcat din nișa respectivă. Înțelegi? Îți dau un exemplu. Tu rapper, te duci la un concert de punk și ai o prestație nebună, te dezlănțui pe scenă și ai agățat 10 pancishi de tăi. E ceva tare. E, 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 un, e un lucru tare că tu poți, într-adevăr, să faci switch-uri în, în oameni, în gusturile lor, știi? Să vină către tine, da. către arta ta. Și îți repet, eu cred că funcționează strict pe bază de energie, știi? Adică, dacă oamenii sunt deschiși și nu, nu se rezumă la. Uh, nu-și pun bariere, ca să zic așa, se poate întâmpla orice, oriunde. Orice, oriunde. Înțelegi? În momentul de față, tu ești songwriter la, la Golden Boy. Sunt songwriter, da. De, am deja niște ani, mulți. Ai, ai ani mulți și pe Pe lângă faptul, de faptul de că songwriter, eram songwriter, ceea ce se și impunea la CIA și făceam asta, când m-am dus la București am descoperit faptul că pot să scriu și pentru alții. Și de atunci tot scriu și pentru alții și am scris fără nicio, cum să spun eu, fără să mă umflu sau să sufăr de mine, dar cred că am scris sute de piese. La un moment dat exista un site pe care puteai să-ți bagi numele și ți arăta toate creditele unde apari pe YouTube, în online și așa mai departe, unde apare numele tău. Și -am, atunci, atunci m-am panicat un pic când am văzut cam câte sute de piese sau la câte sute de piese am participat. Până să dai primul <coughs> hit, câte câte? Până să dai primul hit. Da? Câte piese ai scris până atunci și ai încercat? Băi, având în vedere că. Nu știu cum să zic eu ție. Primul hit, dacă vrei, la noi. Uh, uite, nu o să zic că e mai vrei. Primul hit, consider eu, da. al nostru, al meu, a fost uh, Zbor la această altitudine. Eu la consider că e primul hit și de ce spun asta, aia a fost o piesă pe care am făcut-o în primă fază singur și pe care a fost atât de bună încât noi ca și trupă am simțit nevoia să o reedităm dacă vrei, da, cu Biga pe ea, cu Alex pe refren, înțelegi, și piesa deja era hit, adică în momentul în care noi am scos clipul aia, erau foarte mulți oameni care o știau deja. Și piesa aia, nu știu, îți dau un exemplu, merg cu Alex la concerte acum, e o piesă făcută în 2004, cred. Aveam 21 de ani eu. Da, în 2004. piesa aia, mie nu vine să cred că și acum, da, 20 de ani mai târziu, merg la concerte cu Alex și vin oameni și îmi spun, băi, vere, cum e aia cu hei, eu, Aia zbor la joasă, altitudine ne am cu piesa aia și așa. Adică aia, ăla, ăla cred eu că a fost primul hit al nostru. Într-adevăr, afirmarea noastră la nivel național a venit odată cu mai vrei. Și asta o, asta o să o spun tot timpul. Adică aia este, un, dacă vrei, un evergreen pentru hip hop românesc. Înțelegi? Pentru este ce înseamnă muzică urbană la noi. A fost, a fost pe radio, a fost pe TV, a fost... A fost. Noi vreodat. toți eram copii cei Dar de Dar și... Exact cum ai spus tu, primul hit. și Gândește-te, primul hit ăsta pe care eu l-am făcut în 2004, eu deja aveam 5 ani de cântat. Eu m apucasem să în 99. Adică n-a venit așa repede, deși pare foarte de mult timp, înțelegi? Și bă, pare că a trecut uh, foarte multă vreme și te gândești, a, pe ce a scos-o și deja. Nu, erau trecutele 5 ani. De scris, trecut 5 ani. Asta Am avut inclusiv, ca să-ți dai seama, înainte de. de inclusiv înainte de interacțiunea cu CIA, am avut vreo 2 ani în care n-am am refuzat să mai trag piese, pentru că mi se părea că nu sunt destul de bun. Mi se părea că ce se să a, spun? se aduna multă frustrare, nu că tu toți scotești și încercai. Nu să deven, devenisem un pic mai 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 mai, mai exigen cu mine, știi? Adică vedeam ce pot să fac alții, deja începeam să deschid urechile mai mult, mă și maturizam cumva. Gândește-te, m-am apucat de cântar la nu aveam 16 ani, dar spuneam la toată lumea că am. <laughs> am făcut 16 ani și o zi, deja spuneam că am 17, știi, ca să par mai mare. Că nu puteți fi rapper dacă nu erai mare. Și, și du-te la copii la 15 ani. Da, 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 da. În fine. Prostii. Și m-am apucat la, la, în iunie 99, scriam primele versuri. Am și acum caietul și astea acasă. Și eu făceam 16 ani în toamnă. Mm -hmm. Înțelegi, ca să înțelegi. Și uh, am de acolo, din punctul respectiv, am tras niște piese, ne-am grăbit, haide, am făcut și clip la momentul respectiv, ne-am chinuit, niște combinații grave, asta e mult de povestit, dar de la momentul respectiv am început să cresc, am început să ascult mai mult și deja realizam că nu sunt atât de tare, adică ce caut eu să trag piese dacă nu sunt destul de bun? Și M-am pus pe scris, pe, pe perfecționare Pe ce vrei tu Și ca tehnică, și ca flow Și ca mesaj, și ca ce vrei tu Și după aia cred că am început să scot iarăși Să, să înregistrez, să imprim piese Undeva prin 2003, cred Să imprim iar după ce Odată cu, O dată cu piesele alea Propriu lider, adică aveam niște piese pe care le-am făcut Cred că am mai dat așa câte o strofă Aruncată pe undeva Știi, dar nu Nu, 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 nu mai simțeam nevoia să fac eu Să, să scot eu piese și nu, nu mi se părea că sunt destul de bun. Uh -huh. Și după aia, din 2003-2004, într-adevăr, am început să scriu și să mă imprim constant. Da, practic, eu vreau să te întreb acum, acum e foarte simplu să scoți o piesă, știm cu toții procedura, mă refer la un nivel mic, decent. O, o pui pe YouTube, ori faci o piesă, tragi într-un studio, e mult mai ieftin ca atunci, o ridici pe YouTube. Atunci, practic, unde scoteai piesa? Acum, în perioada dinainte de YouTube. Mm. Păi nu, înainte de perioada de YouTube existau alte canale de genul ODC, chestii de unde lumea își, își downloada sau pirata, cum zicea da, lumea da, da, da. respectivă piesele, știi? Nu cred Toată tare. lumea spera să, să ajungi să ai un, un CD pe piață, adică cam acolo era nivelul. Și atunci, noi făceam piesele astea, existau tot felul de variante de astea, Trilu, Lilu, niște, nu știu să explic, niște site-uri de astea destul de obscure, înțelegi, pe care lumea ți-a bloadat piesele, știi, și le și asculta. Plus că era încă era la modă chestia asta, gen îți trimit o piesă tare, stai așa să trimit, și pac, îți dădea pe Messenger sau așa, îți trimiteam fiat în ce piesă au scos ăștia, bam, știi? Și canalele de promovare real erau seriile rap pe care le făceam, hip-hop pe care le făceam în Craiova care au început undeva prin 2003 la Malibu uh -huh. undeva pe, prin, nu numai pe la Medicina Pe la medicină, cum da? să nu știu, club Malibu Acolo da. uh, cu 25H cu, cu Marius de la 25H, uh -huh. Dumnezeu să-l ierte și uh, acolo cumva a început așa emulația și mișcarea știi? Eu veneam, îți dau un exemplu, eu veneam cu bai mei din Craiovița, cu, aveam o masă așa, nu știu, de, de 20 de băieți care eram acolo, ei conflict stradal, biga, la veneau cu alți băieți de prin Lăpuș, Rovine, Pac, aveau o altă masă, venea El Niniu care avea 12, 13, 14 ani, nu știu cât avea la, în perioada respectivă și alți câțiva de ăștia de erau copii și gen încercau să dea și ei freestyle și așa mai departe și cam acolo s-a creat emulat Uhum. știi? Uhum. Și se făceau tot felul de chestii, battle -uri. de exemplu, dau un exemplu, ți-am povestit de prezent ostil, stil, păi, cei doi care formau prezent ostil stil, dădeau battle aproape în fiecare seară hip-hop, de asta rap pe care se făcea acolo și dădeau battle unul cu altul, știi? Nu mai țin, minte, cred că o singură dată m-am băgat la battle. E, dar în seriile respective ne și promovam piesele noastre, adică piesele noi pe care le făceam. Înțelegi? Și dădeam ba pe Îți dau un exemplu. Bituri deja cunoscute de afară, furate, cum da, ziceam, da, de da, pe da. în perioada respectivă, ba pe bituri originale, gen ce reușeam și noi să ne luăm dintr-o, eu știu, o alocație sau din niște bani pe care îi strângeam să ne luăm un bit și pe ăla îl gen dădeam piesa, dar live, adică acolo se întâmpla. Ți bine, nu ți ieșea, nu mai avea a doua șansă și. <laughs> <Incredibil>. <laughs> mi s-a părut, da, mi s-a părut că a fost o chestie foarte naturală, foarte crud așa, dar în, aceeași, în același timp ne-a făcut bine, a fost o școală pe care am făcut-o acolo, știi? V-ați rupt într-o lume în care era aproape imposibil să rupi. Băi, gândește-te gândește că s-a ajuns în punctul bine, 25 h era destul de puternic el ca și site, da. ca și adică ce făceau ei atunci și după un timp unde au apărut zile și nopți felul de chestii de astea care încercau să imite ce făceai el atunci, da, gen, da. Da. Și gândește-te că ajunsese de veneau oameni din uh, orașe de pe lângă Târgu Jiu. Caracal, Calafat, veneau să vadă chestia asta. Era o chestie care nu se întâmplă. Era un mai. fenomen. Era un vreme. fenomen, exact. Un fenomen care până la urmă a ajuns, nu știu, cred că el a reușit tot așa, Mariu sau nu știu cine, a reușit să aducă prima TV acolo gen, și să filmeze fenomenul ăsta care se întâmpla într-un băruleț din Craiova. Gândește-te că acolo era o trupă, trei deja mulți, nu știu mai de mult. Adică deja acolo mulți. deja când erau 100-100 și ceva de persoane, era se părea că e mai ai aer să respiri. <laughs> Omul a, omu a făcut la un moment dat, a deschis terasa și așa, și era plin și pe terasă. Deci se umplea peste da, tot. Da, da, devenise un fenomen și devenise un fenomen pe o cale din asta foarte organică, adică din gură în gură, asta din zic. ureche în ureche, nu știu cum să zic, știi? <laughs> și a fost foarte mișto perioada aia, după care... Când deja ne depășea capacitatea locației am început să organizăm în Gingin și la Gingin era deja altceva, deja venea altă lume, am și acum poze cu, uite vezi lumea acum e mult mai familiarizată, Dar am, am, am poze în PC-ul vechi. Cu, bă, era un public, era el Nino un public bă, tarzii, bă, bă, băieți de ăștia <gri> pe care lumea acum îi vede și gen, cumva îi descoperă. Și li se... Dar ei, ei atunci erau în postura de, de fani. <gri> fan, veneau, fan, da. veneau și, bă, cum să spun, li se dădea șansa să pună mâna pe la open mic, să pună mâna pe microfon și să dea și ei niște rime și așa mai departe. Adică se întâmplau lucrurile astea. Și eu mereu am spus chestia asta în Craiova sau dacă există un merit al trupei CIA, a fost că a creat un precedent. Și asta nu, nu se poate să ia niciodată nimeni chestia asta a trupei CIA. A creat Voi un n aveți precedent. de la cine să învățați. Da. A Voi creat aveți un precedent în, creeți, în Craiova, da. da. A creat un precedent. Și un precedent și a arătat că se poate. Se poate și neavând nimic, practic. Neavând nimic și nefiind susținut de label-uri, de case, de discurs da, sau da, așa mai departe. da. da poți să rupi pot să rupi chiar și pe cont propriu și crezi că se mai poate Bă, asta da. și astăzi? Nu, astăzi se poate mult mai ușor treaba asta. Exact. Astăzi gândește-te că resursele acum mi se par nelimitate față de ce exista atunci. Atunci aveai resurse 0,1% din cât ai acum. Eu eu personal cred că este și un mic revers al medaliei, dacă înainte nu știu, era anul de faimă sau așa mai departe, acum s-a ajuns secunda. la secunda de faimă. Da. Dar în aceeași măsură eu, eu merg pe ideea că dacă faci o chestie uh, tare, ea rezistă în timp. Exact ce vorbeam cu voi mai devreme când eram la, înainte de podcast. Da, da, da. Adică dacă tu faci o chestie cu adevărat tare și cu adevărat fără precedent, ea rezistă în timp. Exact ce vorbeați voi și spuneați că, de exemplu, unde ea e, e, populară pe TikTok. Și astăzi. Păi, incredibil. Acum, îți dau un exemplu, 2011-2024 sunt 13 ani, da? Da. Nici măcar ideea de TikTok nu exista când am scos noi piesa aia, da? Dar piesa în sine, fiind un produs tare, ea și acum lovește. La nostalgici, unii sunt nostalgici, alții o descoperă. Înțelegi? Eu de asta spun că dacă e o chestie tare, durează în timp, rămâne în timp. Și uite-te de la Da Vinci până acum. Chestiile tare au rezistat și rezistă. Este un punct de vedere foarte bun și din păcate puțin își găsesc sosul ăsta lor propriu. Da pentru că nu știu te întreb acum e ok cum e acum cu trepui și cu chestiile astea, da? da? E ok să te dai puțin după vreme ca artist sau să păstrezi să rămâi în esența ta? este foarte o chestie să te updatezi, să te upgradezi dacă vrei. Euh, este doar o, o, o evoluție. Adică s-a plecat de anum. aici. Hai să fim serioși și dacă le arătai celor de la Sugar Hill Gang, da? o piesă de la, nu știu cine să zic, de la DMX, da? Dacă le arătai lor o piesă de la DMX, spuneau ce e asta. Dacă le arătai în anii 80, 70, 80, da? Da. Și ce asta? Și e rap? Nu, că nu e tam -tă că tam pă tam pă, -tam -pă. Nu e asta. Ăla venea. <coughs> Înțelegi? Adică normal că există o evoluție și normal tot timpul oamenii când au, când au îmbrățișat un stil, L-au îmbrățișat și l-au influențat, mai ales oamenii talentați, tind să-l ducă la alt nivel, tind să-l să exploreze stilul respectiv. Și eu când am început să uh, ascult muzică, îți dau un exemplu, bineînțeles că am început cu, cu, cu partea comercială din hip-hop. Am, am ascultat în primă fază cam tot ce se putea comercial din hip hop românesc, după care cam tot ce se putea comercial din hip hop de afară, după care cam tot ce se putea underground din hip hop românesc, după care cam tot ce se putea underground din hip hop de afară. Și ce crezi? După ce am făcut toate astea, am zis, bă, da, de unde a plecat? Și m-am dus, dus către ruț. Adică de funk, viz. jazz, m-am dus în zona aia. Pentru, de ce? Pentru că vrei să explorezi stilul ăla, vrei să vezi ce s-a întâmplat ca să-i prinzi rădăcina, să înțelegi fenomenul în sine. Înțelegi? E, dar am făcut toate astea, dar în aceeași măsură am și acceptat că stilul se schimbă. Și nu numai. Nu, asta nu s-a întâmplat, să nu-ți închipui doar la hip-hop sau la stilurile urbane. Nu nu despre asta e vorba. Nu, asta s-a întâmplat în muzică. orice stil de muzică. Uitați-vă câte tipuri de rock sunt. Da, chiar. bună. Industrial, gotic, ce vreți voi? Toate zonele, hardcore, metalcore, ce vreți voi? Adică. E normal să explorezi. Dacă ești cu adevărat pasionat de o chestie, explorezi tot timpul. Iar asta cu influențele, păi stai un pic, hip -hop ul e bazat pe sampling. Sem un sample în hip-hop poate să vină din orice zonă. Din orice zonă. Eu am, am semplat, nu pot să dau numele aici, dar okay. din cele mai variate zone. Din cele mai variate zone. Nici nu vă dați seama. Uite, pot să zic, de la Valentin Bogian până la cine vreți voi. Dacă se putea da în chirie adică, că, pentru tine, da. Ai ca, mers într-o zonă de, diferită. Ca de... Dar de... Păi exact, aia n-avea nicio treabă. Dacă nicio tu asculti, dacă tu de... asculți acea baladă care e foarte mișto și toată, tot respectul și toată aprecierea pentru el, dar dacă o asculți, îți dai seama că sau nu te-ai gândit niciodată că ar putea deveni un hit, un hit uh, hip-hop. Și a devenit un hit hip-hop. Ba mai mult decât atât, hitul hip-hop a făcut o mare uh, uh, cum să spun, și piesa inițială. Asta voiam să zic că poate, nu știu cât de mare era până în punct să scoateți voi melodia inițială, dar după lumea a plecat. Eu spun pe... cifrele, o spun cifrele. S-a adică, dus acolo adică după Adică piesa, 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 noastră s-a dus, după ce am scos, s-a dus avion rachetă, da? După care, după care piesa inițială, după care, de la care noi luasem sample a început să crească. A început să crească. Dacă avem un grafic și ne uităm pe un grafic, o să vezi că piesa respectivă a crescut exponențial după ce noi am scos piesa asta. Înțelegi? Cum îți dau un exemplu? de Police, da? Cu Albi Watching. You. Uh -huh. A scos PDD, no DD, <laughs> a scos Albi scos, Missing You, da? Eu sunt sigur 100% că după ce a scos el piesa. Și piesa bă, trupei de polis a crescut. Sau nu, nu neapărat că a crescut, dar a fost mai ascultată. Și au, au fost oameni care au zis, băi, stai -mă așa, ia uite, de fapt, de aici era, uite ce tare e și asta. Evident Înțelegi? Ajută orice. Acum, ca și fapt divers, bă, nu știu dacă știai, dar Didi nu, la momentul respectiv, nu a întrebat, lucru pe care noi l-am făcut cu Valentin Boghean, nu a întrebat trupa de polis în speță pe Sting, mm. care compusese piesa. Și și acum, în zilele noastre, îi plătește 2000 de dolari zilnic mă. pentru faptul că a folosit acel sample. Păi, da, trebuie să întreb până la urmă dacă e de acord, Nu Noi, omul noi am întrebat, a... am trimis am primit hârtie sau plătit niște bani, adică noi am făcut-o cum trebuia ca la carte. Voi ați mers exact, da. Nu pe varianta corectă. la urmă, era piesa omului. Îți repet, doar dacă nu vrea să recunoască, sau nu știu cum să zic nu recunoaște faptul că of, noi gândindu-ne la sample ăsta și plăcându-ne sample ăsta și tot respectul pentru Valentin Boghean uh, cum să spun dacă nu vrea să recunoască chestia asta că a, a ajutat la promovarea piesei lui asta ține doar de el dar eu sunt sigur de treaba asta adică nu am niciun fel de dubiu am înțeles acum ești artist independent pe com propriu, <coughs> Și scoți album, nu? Eu așa știam de la da. tine. Da, sunt artist independent, în schimb absolut tot ce scot eu scot în sub egida Golden Boy Society. Este labelul meu și, cum să spun eu, labelul sub care activez, este labelul lui Alex Vilea, care da. e fratele în meu respect. și cu care cumva, cum să spun, din 2014 când s-a înființat labelul ăsta, până acum am tot tras la căruța asta și am tot muncit împreună sau alături de el la chestia asta cu Golden Boy Society și o chestie la care noi ținem foarte tare. Povestește-mi despre album. Când îl scoți? Băial. În ce direcție te arunci? Ce poți să ne spui? Să ne. Albumul album este, este, cum să spuneți, cred... Cred, din să cred. Nu am primit încă toate colaborările de pe el. Înțelegi, și nu vreau să mă arunc să vorbesc prostii și așa mai departe, uh -huh. dar la cum l-am gândit eu, cel puțin plecăm de la premisa asta. La cum l-am la, la cum gândit eu, este albumul pe care mi l-am dorit cam toată viața de artist. Înțelegi? Adică acum am ajuns în punctul în care să fac albumul pe care mi l-am dorit tot timpul. Când spun asta, mă refer la un album, sau dacă vrei, la un dublu album, pentru că va avea două părți. Are 16 piese, 8 cu 8, înțelegi, este împărțit în două părți. Uh, nu m-aș feri să vă dau numele albumului acum pentru că o să-l anunț la un moment dat, dar este împărțit în două, în două părți distincte, așa cumva, deși artistul este același, am înțeles. dar uh, sunt, e cumva cam cum, cam cum am trăit eu din punct de vedere muzical. Știi toată treaba asta cu hip hop uh, Are, dacă vrei, uite să vă dau așa niște hinturi de pe el, are de la bituri uri boom -bap până la uh, bitur trap, până la am și un beat drill. Am, m-am jucat foarte tare și cu producția este produs 100% de mine. Uh, a fost fix un album pe, pe concepția mea și pe creierul meu. Eu, eu am făcut și biturile, eu am făcut uh, ideile de piese, adică de la mine au plecat. Am din 16 piese 12 colaborări, 4 piese pe 4 piese sunt solo. Cum să zic eu, ție, uh, inclusiv oamenii pe care i-am invitat pe el uh, sunt oameni cu care mi-am dorit să lucrez, oameni pe care i-am vrut la un moment dat. În, Toată cariera asta, da. mi-am mi mi dorit cumva să-i să am alături de mine și poate n-am avut ocazia cu unii dintre ei. Cu alții pe care o să-i pe album am lucrat mereu, dar mm -hmm. niciodată nu m am plictisit sau mi s-a părut că am, gata, domnule, da. am făcut tot nu. ce se putea face, da. Și eu am, am un principiu și o chestie pe care le recomand tuturor, în momentul în care faceți o piesă, nu vă gândiți la colaborare, nu vă gândiți la colaborare, faceți piesa uh, și după ce faceți piesa, mă uitam la colegul tău că a un pic. Uh, <laughs> după hai, ce faceți hai, hai. piesa. <laughs> Da. vorbesc frumos vorbesc frumos și am timp ăsta de povestitor de Petre Ispirescu după ce faceți piesa atunci atunci gândiți-vă la colaborare înțelegi? adică mi se pare o greșeală să faci piese eu sunt artistul da? și vreau să fac o piesă cu tine de deci o fac în felul ăla nu faci piesa o asculți și zici bă pe asta să știi că ar putea să intre ăla înțelegi? plus că sunt și piese foarte tare pe care poți să le faci solo da, de ce nu? Exact. Care e problema, știi? Așa te da. Nu am văzut tendința asta, știi? Vreau să fac o piesă cu, cu X o să X sau o fac cu așa, o fac că ăla e filmul care îi Stai -mă un pic. De exemplu, pe albumul ăsta pe care l-am, aveam piese la care le-am dat play la oamenii din jurul meu. Uite-mă ce piesă vreau să fac și cu tane. Și încep, da, vezi că pe asta ar merge ăla. Zic, mamă, ce idee ai avut. Adică nici măcar nu le-am gândit pe toate singuri ca să zic așa, Înțeleg, știi? Da. dar niciodată nu mă gândesc la, la colaborări din, din perspectiva asta. Sper, îmi doresc din suflet primul clip de pe albumul ăsta să apară în, în mai. Înțelegi? Până la acest prim clip de pe albumul ăsta o să iasă, sper să iasă și o să iasă, eu sunt și capsuman, o să iasă Champions League meciul 3. No. Înțelegi? Din Champions League Champions League care este proiectul meu paralel cu tot ce fac Și cu Inclusiv cu proiectul meu Este un proiect de suflet Este cam ce vreau eu să dau înapoi hip hop Înțelegi? Este un proiect în care angrenez 5 MC și un DJ de fiecare dată Și care o să iasă înainte de, acest, de această lună mai și mai am un proiect cu băieții din Craiova, Se face o compilație. Țin să anunț probabil în premieră treaba asta. Se face o compilație în Craiova, On, Air On Air, da? Și. În fine, m-au prins băieții la lansare la Gianu, m-au invitat pe această compilație. Am acceptat cu drag cum am acceptat să vin și la voi. Lucru pentru care îți Cu mare drag. Și. Uh, am filmat ieri, astăzi este duminică, sâmbătă am filmat, am filmat clipul pentru această compilație, care va ieși tot așa înainte de acest mai, adică înainte de această primă piesă de pe albumul meu. Da, cumva planurile le-am în cap, am mai multe chestii pe care vreau să le fac, și legate de Craiova, și legate de promovarea orașului, cumva, și mai ales a cartierului meu, Craiovița Nouă. Craiovița. M de, mereu uh, îmi pune un zâmbet pe față pentru că atunci când eram uh, puști și așa mai departe, când spuneai Craiovițar, uh, toți se uitaște. știi, Craiovițar, da, știi? Da, 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 Erau așa un pic... Uh, niciodată, niciodată, nici măcar o dată nu m-a deranjat termenul ăsta. Mie mi s-a părut tare tot timpul, știi. E da, un Craiovițar. Maxim. Ai Sunt și o melodie Așa, A, da, trebuie, da, da, vezi că pieza am scos o 20 de ani mai târziu gen da, de da. momentul de care îți vorbesc eu. Zic, pă, zic, Craiovițar, zic, nimic ciudat, da. decolo vin. Asta asta e eu așa, așa a fost, fost, frate. Exact, exact. Și sunt atât de legat de cartierul ăsta și iubesc atât de tare cartierul ăsta. Eu eu când vin când vin acasă în Craiova la tata, în Craiovița Mă încarc frate, spun sincer, mă duc la, mă văd cu băieții de acolo și cu lumea de acolo și mă încarc și râd de mă pe mine cu ei și mă distrează de mor și poveștile lor și ce spun și cum să spun, așa am trăit, așa am crescut cu, cu chestia asta, înțelegi, mie îmi place și caterinca și disperu și toate îmi plac din Craiovița. Și mă Nici n ar să... avea cum să nu-ți placă. Pentru că Pe lângă, bineînțeles, că există și părți rele. Normal că există și părți rele. Normal că până în 2002-2003 aveam Hai. două becuri în tot cartierul. Aveam două becuri, le știam de. pe din afară, plecam de la mine de la scară, aveam unul la blocul, îți dau un exemplu, 17 și după aia mai aveam un, bloc un bec în părculeț, în părculeț, dar în tot părculeț un bec. Era unul singur, da n-aveai de la lume din casă, te mâncau câinii. Eu recunosc da. lucrurile astea, adică nu spun că în Craiovița ai Beverly Hills, dar ăla e locul meu. Ăla acolo simt eu, asta simt eu. Și, și oricum, acum vorbim de anul <coughs> 2024, lucrurile nu mai sunt atât de nașpa. Deloc, Hai deloc, să vorbim serios deloc, deloc, modern deloc. totul. Eu cred că și-am mai spus-o, eu nu fac politică, uh -huh. deloc. Mi s-a propus, Nici eu nu spun suport. sincer că mi s-a propus să, să intru în tot felul de zone de astea de politic în Craiova. Nu m-a interesat niciodată, nu mă interesează, nu fac politică, dar consider că perioada uh, 90, nu știu 2001, 2002, ceva acolo, adică perioada Bulucea, uh -huh. celebra perioada Bulucea, mi se pare că ne-a ținut într-o beznă totală, și orașul și cartierul meu cu atât mai mult, adică <laughs> ne ținea la propriu în beznă știi? <laughs> și da. de asta spun adică sunt foarte atașat și de zonă, și de cartier, și de tot adică și de oraș, în primul rând. Um, cu fotbalul am încheiat în 2011, la mine s-a terminat, adică pentru mine știința, universitatea Craiova, cum vreți voi să-i spuneți, a existat până atunci, pentru okay. mine, pentru mine. Uh, Nu-mi place, nu halesc, că am vorbit și cu prieteni de aici și le-am explicat, bă, nu înțeleg asta cu orașul împărțit în două, nu înțeleg, dar nu că nu înțeleg. Și dacă o înțeleg nu vreau să o accept Pentru mine Craiova și cetatea e una singură Înțelegi? Și nu suport chestia asta, să aud, băia clonați, v aia sunt, de lumititelu, aia sunt, nu-mi plac astea, nu vreau să văd chestia asta între olteni. Tu vrei să, da, exact, și eu tot la fel, să rămână, frate, fot, să vorbim despre fotbal în sine, nu suntem olteni, adică suntem multi. Da. mulți, eu credeam în chestia asta de unitate, să vii, să faci chestia asta, să splituiești un oraș în halul ăsta, mi se pare josnic și din partea autorităților și din partea tuturor. Deci nu, nu ales treaba asta, nu asta e Craiova mea. Craiova mea, ți-am zis, s-a oprit acolo. În 2011, când ne-au dezafiliat, am zis, mi albește porul în cap, nu vreau să mai văd, să... nu mai, gata, se oprește aici. Înțeleg. Am pus punct acolo, știi cumva, la treaba asta. Am fost de curiozitate la un moment dat să văd stadionul, îți dai seama, bucur de orice chestie nouă care se face în Craiova. Îți dau un exemplu de la Polivalentă, stadion, mm -hmm. pasaje. Îmi place de fiecare dată când vin acasă, vin cu plăcere și îmi place să văd chestiile noi care dezvoltarea care asta, există da. și care se întâmplă în oraș. Știi? Și îmi place, chiar îmi place. De exemplu, am mers acum recent la mall ăsta nou care s-a făcut mm -hmm. în Craiovița Forță. <laughs> și <laughs> uh, și uh, mi-aduceam aminte că eu acolo mă duceam cu ăștia de la bloc, neavând voie, nu, mă lăsat tata, eram prea mic ca să trec atâtea străzi. Să să, trezi, să până trec acolo atâtea străzi, înțelegi? <laughs> <treci. laughs> și ne duceam acolo și ne jucam. Adică era Balta Creviției și ne jucam pe acolo, prin stuful ăla, prin. Da. Și, plăcea, nu știu. Adică am foarte multe amintiri, foarte multe chestii. Și acolo m-am format, gândește-te. Am stat din ziua 1 până la 29 de ani, am stat la racheta în Craiova și mă la ei, acolo mi-a rămas cumva sufletul și foarte multe amintiri și foarte multe chestii. Indiferent cât de sus ajungi, tu rămâi mereu Rashid din Craiovița. Bă, nu? da, da, cumva De da. unde vine Rașid? <laughs> Rashid vine din era Messenger, dacă vrei. Yahoo okay. Messenger, când exista Yahoo Messenger, eu aveam acolo un nickname Free Rashid Mans, se numea ceva de genul. Ok. Eu încă activam sub numele de Profetul, eram Profetul <laughs> și Alex Alex și cu Biga au insistat foarte mult că lor le place mai mult Rashid. ce e asta, profet? Zi, domnule, Rashid, e mai tare Rashid. Zici, Dar să știi că sună super bine. da, super da. Și în primă fază am zis, zic, bine mă, uite cum facem, zic, în primă fază o să fiu producătorul Rashid. Gen bituri și astea, le scoți unele de Rashid. Rashid când, suntem si când suntem MC, sunt așa, profetul. Și, într-un final, m-au convins ce pot să zic. Și din 2006, 2005, 2006. S-a terminat, da, terminat cu profetul. Da, s-a terminat cu profetul. Dar lumea nu știe că au existat mai multe aliasuri la mine. M-a chemat în toate felurile. Angelo, JJ. <laughs> Ameter, care ameter însemna, era cu, eu, îmi plăcea rapul francez și îmi, mi se părea că ameter sună, sună așa nume francezesc și era cu puncte între el, amâtâr, știi, și însemna uh -huh. al mai tare rapper. Adică Baa, tot, felul, este. tot felul de porcării, îți seama cam ce era în capul meu la vârsta aia și cam ce gândeam și ce porcării puteam să concep, înțelegi? Păi, dar ăsta e traseul, trebuie să schimb foarte multe și să modifici până ajungi la produs. Da, mă jucam la... mult, îmi plăcea mult de tot să mă joc, să mă joc. Adică am avut asta într-una. Ca artist, nu ai cum să n-ai spiritul ludic în permanență și să știi? Da, 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 da. Și nu trebuie să-l omori pe asta. Dar ai omorât, ai omorât și artistul. Ai omorât din tine. și artistul din tine. Când începi să scozi numai pentru că ți-a mers. Că îți dau un exemplu, poți să dai un hit foarte mare și după aia încerci să reproduci hitul ăla în alte songuri. Acolo a murit tot din punctul meu de vedere. E greu, poți să, poți să, poți să încerci să reproduci ideea. Îți dau un exemplu, ai prins o piesă de dragoste, poți să mai încerci alte piese de dragoste. Nu-ți garantează nimeni că vor avea același succes, dar poți să mai încerci, nu e nicio problemă. În aceeași măsură să încerci să copiezi chestia sau să, să mergi pe rețeta respectivă de la sound până la... Până la subiect, până la uh, stilul de la cadență și așa mai departe, asta mi se pare un pic lame. Uhum. Adică mi se pare că te duci într-o zonă de asta de lipsă de idei, știi? știi? Da, te, te plafonești, știi? adică te da. zici, bă, a, mi-a ieșit -a, mă, mai dau 100. Dar uite, merge. pentru că mă întrebai de, de, de albumul nou, uh, acolo o să aveți foarte multe surprize, pentru că uh, pe albumul nou pe care o să-l scot, vis-a-vis -vis de asta de plafonat și așa mai departe, cumva când l-am scris și așa mai departe a, a renăscut, au renăscut niște, niște chestii pe care le aveam mai de mult în mine, știi? Uh -huh. Adică de la felul de, de la versuri până la mesaje. Foarte multe chestii am simțit nevoia să le spun din nou sub o altă formă și ancorate în în prezent. Înțelegi? Adică am, cumva am readus niște teme, dacă vrei, de mesaj de atunci, dar ancorate în prezent și care hmm. sunt la fel de valabile și acum. Și mi-am dat seama, bă, ce, ce, spuneam atunci e valabil și acum. Adică e, în momentul ăsta încă mai e, valabil, mai e valabilă treaba asta și trebuie să o readuc în, în, în atenția lumii. Și oamenii trebuie să realizeze că e, e la fel de valabil. Știi? Multe chestii nu se schimbă. Băi, da, da, da. Vezi, există o ciclicitate, eu așa consider. Eu cred în treaba asta. Uh, punctul în care ne aflăm acum și ca societate și ca deschidere și așa mai departe a mai existat pe pământ adică îți dau un exemplu romantică, erau foarte deschiși cu totul cu totul, erau oameni, erau pf, dacă vrei cum se spune acum open-minded suntem cei mai deschis. după care a, iar a venit după, o perioadă după a venit o perioadă de au ajuns de ardeau răjitoare pe rug Exact, exact. Înțelegi ce spun? Și mega puritan și așa mai departe. Eu cred, cred că există o ciclicitate în totul. Cicl există o și perioadă inclusiv tot inclusiv tot. în muzică există o ciclicitate. Inclusiv în modă Există. Crezi că în muzică se va mai întoarce vreodată, mă, re, mă refer uh, hip-hopul clasic să devină din nou super el cel mai pe val? Băi, nu hip -hop clasic, dar uh, uită-te că uh, apar și încă, încă sunt și mai ales acum în ultima perioadă uh, lumea simte nevoia, cred, un pic de mesaj. Lumea simte un pic nevoia de, de mai mult. Bun, e ok, teme repetitive, e ok hucu să mă agațe și să l-aud atâta. în continuu, e ok, nu e problemă. Bă, da la un moment dat vor, vor un pic de mesaj. Și dacă te uiți la artiștii din zona urbană care au succes acum, de la Macanache, la cine vrei tu, delic, la, la familia, delic. la cine vrei tu, la Deliric, adică cumva lumea, bă, uite, a zis ceva acolo, știi? Și chestia asta s-a mai întâmplat și se va mai întâmpla. Cred că se întâmplă în momentul ăsta, eu acum, acum nici de ani de zile, da, nu sunt doi ani de zile. Când am scos, după ce am scos albumul Întrebare, le spuneam la băieții pe care mai avem pe la studiu și care sunt puști și așa mai departe. Și le spuneam, zic, fiți atenți aici. Zic, într-un an așa, doi, o să vedeți că o să revină iarăși repul, o să, o să redevină cul cool, repul. Mm -hmm. Și să te uiți pe listele de la festivaluri și să vezi ce se întâmplă. Am văzut, am văzut adică, sunt foarte mulți schemați Foarte da. mulți, da. da. Comparativ cu, nu știu, acum... Băi, 4 ani, da. bine, a fost și o pandemie la mijloc, dar eu vorbesc de, îți dau un exemplu, perioada pre-pandemie, da? Mm -hmm, da. Cumva nu mai exista, ce, repu, e îngropat, trepuși, nu e nicio problemă, îți repet, mie îmi place trepu. îmi place ca să am da. trepul, sunt trepări, inclusiv la noi în țară, care stari. Da, am doar câțiva artiști pe care îi ascult de trepă așa. Îți da. dau, uite, de exemplu, Oscar nu mi se pare trep neapărat dar soundul pe care îl folosește e un sound fresh care duce spre trep pe multe piese. Uite, scrie bine. Uh, și sunt mai mulți, și muli mi se pare, care are, are ceva acolo. și Adică eu să vorbesc din, din zona asta nouă, Arcanian, care e la noi la studio, mi se Arcanian pare place, ultima chiar. invenție, gen din punctul ăsta de vedere. Și cadențele pe care le folosește, și mesajul, o să-l am invitat pe, pe album, trebuie să-mi trimite strofa, chiar, chiar astăzi dacă <laughs> îmi trimite strofa, până duminică o ai unchiule băie uh, Băi, deci copilul are, are în el. Înțelegi asta. Și mie mi îmi place asta. Adică, gen, eu, 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 rezonez cu chestia asta. Că sunt, probabil, rapper, ciorapper, cum le zic eu. Ciorapper, niște ciorapper de ăștia vechi care nu acceptă, domne, eu nu dau de astea de deontologice, așa, de astea, suferințe, de astea. Sunt de acord cu tine. Lor. E n-aș să rămâi blocat Nu mă interesează totdeauna. și nu sunt acolo eu. Nu vreau asta. Nu mă interesează Ce poți să-mi spui despre colaborările tale cu puia și la familia. Adică cum e, cum e să lucrezi cu ei? se lucrează Sunt frații mei de când eram eu mic. Am învățat foarte multe de la ei. Cum să spun eu ție, Fiecare în parte dintre cei doi are o înțelepciune aparte și sfaturile și lucrurile pe care le-am vorbit cu ei tot timpul au stat în picioare. Înțelegi? Și multe dintre ele stau în picioare și acum. Adică nu erau valabile doar la momentul respectiv Țin mm -hmm. foarte mult la ei Suntem la fel de frați nu știu, Țin la ei mult Cum v-ați cunoscut? Cum ați început să lucrați? Băi, prin Alex ne-am cunoscut Eram la un concert Kilabiz în București Kilabiz era un fel de valul 2 de la Uteng Și Alex ne-a zis Alex a zis Vin și eu la concert la Killabiz cu voi Zic, oh, perfect de Prin 2005 cred că s-a întâmplat asta și a venit cu noi la concert la Kill Nu, în 2006, ceva, februarie, ceva. Înțelege, abia intra mâna. Și când am ajuns acolo la concert, în fine, erau toți rapperii de pe, din zona... România, <laughs> probabil și doi, trei bulgari, <laughs> înțelegi? Uh... și ne-a zis, uh... hai că uite, au venit și băieții de la, la familia, hai să vă cunoașteți cu ei, să putare, știi? Când am dus acolo, Alex, în stilul lui caracteristic. Cei mai tari, ăștia sunt frații mei, dacă îi pe ce cântă, să vezi ce flow ce... Păi da, da, păi hai să mergem la studiu să ascultăm ce cântă. Când ne-a zis asta, noi îți dai seama, ne doream să rămânem să vedem și noi concertul Chilăbiz, că să-l vedem pe Shabazz, The Disciple, pe Silverings, pe băieți. Să mai. de unde? Hai de mă, că pe mai vedem noi, hai să ascultăm niște muzică la studiu. Știi, e foarte relaxat. Era și o oportunitate extrem de mare. Adică și la... în momentul în care îți dai seama că am ales să mergem la studio. Logi, și... orice să și... sănătos ar făcut asta. Când am ajuns la studio, am băgat uh, un CD pe care aveam piese Conflict Stradal și piese Profetul separat, exact ce spuneam mai devreme, că încă nu eram trupă. Am dat drumul la CD-ul respectiv. Uh, au ascultat băieții, și mi-aduc aminte și acum și uh, și o asculta așa și bă, sună diferit de ce rep există la noi acum. ăștia sună altfel, sunt aveam și sound-ul și vorba și bă, uh, felul nostru de a ne exprima Dumnezeu era specific, diferit, ce argou venea da, 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 da. De, aici de la noi da, și da, mai degrabă, jargonul. Da, era 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 cumva cumva ceva al nostru, știi? Și a zis: uh, "Da, mă, ne place." uite, facem o compilație, sub stil 3, 4, 5, nu știu care dintre ele. Uh, haide să, să dați o piesă pe compilație. Stai seama, când am auzit, s-a părut că suntem ultima invenție de rapper. gat, am pus -o. În fine, și am plecat cu promisiunea asta că o să intrăm pe compilație, noi deja ne gândim cam ce, cum, ne gândeam ce, să scoatem să dăm, ce piesă, să, să, dăm, ei, ce ce piesă dar, să, dăm acolo și să da. fie, să reprezentăm. de asta cumva în capul nostru și reprezentam Craiova. Adică nu putem să dăm ceva mizerie că vor crede că toți în Craiova sunt mizerie. Știi? Era o presiune mare pentru voi. Era... Bă, presiune, era... Da, da, și nu prea, dar în aceeași măsură nu vreau să ne facem noi de înțelegi, de, de, de cacao. Da, de cacao. Și atunci uh, am zis da, domne, haide că gândim ceva. Am venit acasă și ei lucrau în perioada respectivă, lucrau la uh, o mare familie, la albumul lor, știi? Uh -huh. Și ne-au, uh, nu știu, la o perioadă de timp, nu mai știu, cât, câteva săptămâni după, ne-au zis, au zis, mă, dar noi lucrăm la albumul nostru, nu vrem să facem o piesă și pe albumul nostru. Asta deja era peste așteptările și peste ce gândisem noi vreodată. <laughs> Mamă mea, zic, album. Piesă pe albumul la familie, mâncați și gura ta, zic am spart. Am spart. <laughs> abu, am acum, abia, acum am pus-o. În fine. Și ne-au zis când să venim să tragem piesa respectivă. Noi aici a fost, cum să spun, pușcăria noastră, ca să zic așa, mecheria noastră, inspirația, cum vreți voi să-i ziceți. Înțelegi? Am. M-am văzut cu biga stăteam în perioada aia, stăteam în Craiavița, acolo lângă mine. Ne-am văzut 404 anghel acolo, studio, la el în cameră. Era tot la fel. Aveam Dynasty Records, care însemnau jumate din camera asta. Da, ce te înțelege, la era Dynasty Records, era labelul meu. Da, frate, de era altul. Care label? nu era nimic. Nici, nici la nivel de home studio nu eram. Ce ai tu aici, microfoanele astea sunt era ultima invenție de, da, da. de studio pentru noi la momentul respectiv, ca să înțelegi. Bun, trăgeam pe microfon, ca să înțelegi, trăgeam piesele pe microfon de live. Ai înțeles? Da, Cu fir. Deci la nivelul ăla era. Bun. El era mai grav decât mine că trăgea pe microfon de calculator. <laughs> înțelegi? Adică era ceva puternic, mă, nu mai contează. Și în fine, m-am dus la el. Mă țin minte în ce lucra atunci. În, ori în hotstep pa ori în ori în acid, nu mai țin minte dacă trecuse sau nu la acid, nu mai știu asta, în fine, nu contează. M-am dus la el, mi-a arătat sample ăsta de la mai vrei și zic, mamă, ce tare ești nebun, ce tare e sample-ul, sample, -ul! sample -ul el l-a găsit, știi? Păi hai să facem bitul. Și în fine, am, ca să scurtez, am făcut bitul care noi îl aveam sub forma unui lup cumva, adică nu ți închipui că era ceva wow, mm -hmm. dar aveam tobe, sample, bas ce aveam noi acolo. Era ok de Și de test, zice, da. că aici spun că a fost șmecherea noastră și inspirația noastră, zic hai să ne scriem și versurile, știi? Și ne-am scris și versurile, fiecare am venit cu tema era făcută. Era un brainstorm. Cu tema, cu tema făcută cumva, știi? Am uh -huh. plecat spre București, am ajuns la el la studio, oamenii cum se face la un album, îți dai seama, oricum ei avea un studiu, mi se părea navă spațială, deși nu era. Și au dat drumul la, la bituri să ne arate, nu prea ne plăceau sincer, că nu erau ceva care ne-ar fi pus pe noi în valoare. Da. Și la un moment dat, nu mai țin minte care dintre noi a zis, Hai, dar nu vreți, am venit și noi să vă arătăm și un bit de la noi și cu tare. A făcut biga un bit cu tare, haide, nu vreți să vă arătăm. Bă, da, hai, arătați-ne. Și am băgat bitul ăsta, știi? Bă, a captivat. Le-a plăcut la oameni foarte mult. Și au zis, bă, da, mă. Bă, Asta da, sound-ul ăsta nu-l avem pe, pe, album. Aveau piese cu Nico, aveau piese șmechere, e, gen. Dar oamenii au da, oamenii, da, generații, aici. au avut tot felul de piese șmechere pe albumul ăla. Și în fine, după ce le-am arătat bitul și le-a plăcut bitul, ei au zis, hai să scriem. Zic, pe ce să scriem, că noi avem strofele făcute. O alt, un alt moment de inspirație la noi a fost pentru că, dacă observi pe mai vrei, absolut toți trei ne-am spus numele în primul vers din, din piesă. Biga începe Biga, da? a fila, big fila, Fila, se zguduie pereți. eu Rashid, destul de acid. Adică, adică absolut toți da, cumva da. ne-am prezentat și ne-am spus numele Foarte pe o piesă, smart. pe smart. Piesă? Păi da, dar doar că noi nu știam. Noi nu știam că piesa respectivă, în primul rând, va avea clip și, în al doilea rând, va fi hit. n aveam de unde să știm asta. Și, în fine, tragem piesa, ei și-au scris versurile între. Până, până noi am tras vocile, am făcut refrenul cu Alex împreună, Papac, am tras refrenul, după aia ne-am tras noi strofele pe... cu care venisem de acasă, și până noi am făcut asta, ei și-au și scris versurile acolo, pe loc. Și eu atunci am văzut și asta m-a uimit și spre asta am tins și am ajuns la, 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 la performanța asta. Atunci am văzut că se pot scrie versurile acolo gen cu vibe de acolo, ții vibe de la piesă și ai scris atunci. Și ce, ce ai scris atunci rămâne valabil. Aia traci, da. da. Și în fine, am tras piesa. După ce am tras piesa, i-am rugat să ne pună și nouă pe un CD să o ascultăm. Și am ascultat-o de la București până la Craiova de foarte multe ori. Adică doar, doar asta am ascultat. Îți dai seama, obsesiv. De avea, minute se avea 5 minute jumate piesa cu noi toți, cu strofele întregi. Deci nu varianta de clip, varianta de pe album da, e mai scurtă varianta a fost un compromis pe care trebuia să-l facem ca să intre pe radio și pe TV, altfel nu intra o piesă de 5, jumate, 5 minute jumate nu intra niciodată pe radio și TV 100% nu exista un precedent la chestia asta în fine și am ascultat-o și mi-aduc aminte și am mai spus chestia asta și în interviuri și pe unde am mai fost mi-aduc aminte că Alex a zis la un moment dat după ce am ascultat-o și nu ne plăcea foarte mult știi și cum ar fi, cum ar fi cu aia să facă clip tocmai la asta? nu ești sănătos la cap. Termină cu astea, mâncați și gura ta, zic, stă inima pe aici. Bun. Și nu ne spusese păia, următorul lucru, eu nu mai aleg uh, singurile la mine la album, le alege rotonul, le aleg alți băieți, că eu nu mă pricep să le aleg. ce îmi uh -huh. place mie, nu place la lume. Adică lumea nu, nu vibrează cu ce... Cu ce alege el, da. da. Și atunci îi las pe și ne-a sunat vere după, nu știu, să zic perioada de timp, câteva săptămâni, ne-a sunat și ne-a spus că Rotonul a ales mai vrei pentru ma, single de promovare. Mamă ce a fost în sufletul ne vostru! Ne-a spart fața, îți dai seama. Da. Uh, mai grav a fost că după ce ne-a spus treaba asta, uh, ne-a spus data când filmăm clipul, filmam urma să filmăm cu Marian Crișan care un an, doi mai târziu a câștigat uh, Can cu Megatron la scurmetraj. adică da, da, da. super, super profesionist. Ați avut super maker. echipă, ce să da. mai... Și duma este că înainte să filmăm cu o săptămână, Sișu s-a dus la pușcărie. Da. Și ducându-se la pușcărie am crezut că mierlim și noi odată cu chestia asta, pentru că noi am crezut că o să cadă toată combinația. Bă, dacă ăla e la pușcărie, cum filmăm clipul? Nu mai există single, nu mai da. există nimic. Da. Dar ce crezi... Inspirat fiind și având experiență și așa mai departe, ne-a sunat apoi și ne-a spus, băi, să nu fiți nebuni. Rămânem picioare tot ce am vorbit. Veniți pe data de la ora de, se filmează clipul, să nu fiți da, nebuni. Să, da. să nu fiți nebuni să credeți că. Zic bine, mă, facem așa. Și ne-am dus și am filmat. Am băgat bufnițe, șerpi și băieți cu glugă în clip ca să-l mascăm pe sișu cum ar veni, că nu era. Da, să-l substituim. Da, dar da, da, să rămână După aia Poian, concertele lui live, tot timpul cânta în loc să cânte strofa lui de pe mai vrei, cânta strofa lui Sishu. Uh -huh. Înțelege la el fiind închis. Adică s-au ajuns la compromisuri așa. Da, dar fost a fost o timp. frăție mare între ei și care durează și acum. Și acum în continuare ei sunt sișu și Poian. Da, da, da. da. Cât de, mult, cât de important a fost pentru tine și pentru voi, pentru CIA, în tot acest parcurs norocul? Cât de mult a contat în comparație ba, cu. Muncă? a contat foarte mult, dar cum să spuneți, și norocul, și talentul, și ce vrei tu, dacă nu este dublat de muncă, e, e degeaba. Adică eu cunosc oameni cu zero talent sau 1% talent și 99% muncă, muncă și care au reușit, dar cunosc și oameni cu 99% talent și 1% muncă care n-au reușit. Înțelegi? Și atunci cred că dacă noi nu dublam chestia asta și cu talent și cu, cu și cu muncă, scuze, oricât am fi fost de talentat sau de norocoși sau de așa, nu avea nicio valoare. E o vorbă filozofică și nu o să mă lungesc cu ea, o zic super scurt pentru că e super la argument cu ce ai zis tu acum în toată situația da. asta cu la familia. După o mare maximă, e așa, norocul este atunci când pregătirea ta se întâlnește cu oportunitatea. De acord. În momentul în care voi v-ați dus să trageți această melodie, erați pregătiți pentru oportunitatea asta. Da, da, cumva da. Păi da, tocmai ți-am spus, noi am, noi am pregătit inclusiv momentul în sine. Voi adică v-ați noi... cu tema făcută la... Exact, la exact. Și inclusiv inspirația asta când ne-am spus numele pe primul vers din strofă, toți, inclusiv, adică am, am avut... Ăsta a fost un noroc da. mare, că nu v-ați gândit, dar totuși ați dat numele voastre în primul vers. Da, pentru că era, era, era practic cea mai mare tarabă pe care ne aflam. Albumul la familie era cea mai mare tarabă pe care puteam să ne vindem numele și trupa Marfa și să. Voastră, să da, să, să. cea mai mare expunere, hai să nu zic arabă, că poate sună urât, era cea mai mare expunere de care beneficiam și atunci am zis, bă, hai să arătăm. Și pe lângă faptul că voi v-ați făcut foarte mult bine, voi ați deschis niște drumuri imense pentru tot ce a însemnat Oltenia și Craiova da, 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 și asta, asta, asta este, dacă vrei, singura, singurul lucru pe care nu mi-aș mi dori ca ca artiștii din Craiova și ca artiștii din Oltenia să nu uite. Ăsta este singurul lucru. Bă, nimeni nu vă neagă uh, performanțele. Îmi doresc din suflet să existe, să apară trupe și artiști de 10 ori mai mari decât si ai în Oltenia. De 10 ori îmi doresc. Vă, vă, spun sincer treaba asta. Dar să nu uitați că au fost unii care au deschis ușa. Așa Au fost niște băieți care la ușă, la care alții n aveau curajul, chiar spun pe, 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 în clipul pe care l-am filmat ieri, chiar spun chestia asta, la ușă la care unii n aveau curajul să sune, noi am spart-o. Mamă, ce vers! Ne-ai dat-o ne, dat da, o, ne vor, dat o mare serios, ta. deci chiar, chiar, chiar zic chestia asta pe piesă, bă, alții n aveau curajul să pună degetul pe, pe, pe sonerie și ne-am dat cu piciorul în ea. Am deschis-o, ați venit, Luați, bucurați-vă de asta că, că ne dorim chestia asta. Înțelegi, bucurați-vă de asta. Duceți-o dacă se poate la alt nivel, să o faceți mai tare decât am făcut-o noi, dar nu uitați și n a deschis ușa. Nu uitați, băi! Asta, 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 este, asta este singura pretenție sau singura chestie pe care îmi doresc ca oamenii să nu uite. uite. au există niște băieți care au deschis ușa asta. Așa. Și voiam să te întreb o chestie importantă, să nu ratăm și subiectul ăsta. Știu că ai avut, ați avut câteva nominalizări. Da. Prima dată, uite că mi-am făcut și temele. Mamă. Da, da. Decernat pentru prima dată. Nu, nominalizați. 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 Ați fost pe 5 octombrie 2008. Da, cred că la Best Hip-Hop, nu? La Best Hip-Hop, da. Da, la Best Hip-Hop, așa e. Music Award pentru Best Hip-Hop Da, fost. am fost nominalizați în 2008, dar premiile la care am și prestat au fost în 2009. Mm -hmm. Și am cântat, mi-aduc aminte și acum, am cântat piesa ei, și după, cred că am cântat, a intrat puia cu mai vrei. El scosese undeva în Balcani, a, a intrat cu mai vrei, am rămas pe scenă cu el la mai vrei și după aia când a început undeva în Balcani, am retras noi și a rămas el. Păi ce am, făcut -a împreună, da, da, am făcut un moment împreună, da, am, făcut un moment împreună. Și a fost, a fost o energie aparte atunci, pentru că el era pe un val fantastic, atunci, adică lumea țipa când apăreau reclamele la Vodafone cu el. Cu puia, da. Da, când, reclamele. Când, când zbiria mașina. Da. Apăreau, gen, da. apăreau reclamele pe ecranele de la, de la concert, înțelegi? Și lumea începea să ții pe da? Bun. A fost și gearul în anul respectiv și mi-aduc aminte, mi-aduc aminte chestia asta că am cântat piesa ei și toată piața aia, care erau niște zeci de mii de oameni, de olteni, Vibra cu noi, dată, adică simțeam energia. A fost aia, concertul vieții tale? Bă, nu, dar e, e în, top în top 3 prestații, da. Da. În top, top 3 prestații pe care le-am avut vreodată aia. Momentul ăla a fost. Și care a fost concertul vieții tale? Unde ai nu simțit? Pot, că... Nu pot să dau unul. Sunt mai multe. Înțelegi? De exemplu, a fost unul, cred că în 2012, tot la RMA în care purtam eu un tricou, înțelegi, uh, și din, tot din cauze politice, lumea a preferat, nu lumea, televiziunea respectivă a preferat să nu dea imagine cu mine, adică gen, îl filmau pe Biga, pe altcineva, nu știu, îți dau un exemplu, tocmai pentru că aveam tricoul respectiv pe mine și el mm. a fost un concertare, adică o prestație șmecheră. Dar uh, am avut, am avut multe momente tare. Am avut un concert foarte tare la un moment dat la Iași, o să povestesc la toată lumea, în Irish Pub, în Iași, erau, nu știu, 5 6 de persoane și a început piesa Pui de Lei și în Iași, într-un pub din Iași, am văzut o grămadă de steaguri și eșarfe ridicate cu craiova. Nu poți și să nu fie. înțelegeam, zic, băi, sunt în Iași, sunt la 600 de kilometri, 700 de cât sunt, sunt, sunt în Iași aici. Ți-am dat un alt exemplu adică au fost mai multe, exact momentul pe care ți-l-a spus mai devreme de la lansare de la invazia, când s-a luat curentul și lumea a cântat piesa a la locul nostru. Adică n-ai, astea n-ai cum să le ștergi, n-ai cum să Astea le... sunt lucrurile care îți arată că tot traseul tău a fost îndeplinit. Da, la un moment dat a făcut o piesă solo cu Alex și cu Biga, a meritat să numit. Înțelegi? Și pe piesa respectivă explic că a meritat tot. Și o spun și acum, totul a meritat. Tu ești împăcat cu tot ceea ce ai făcut până în punctul Fără ăsta. discuție, fără discuție. Fără discuție. A meritat fără discuție fiecare moment de greu prin care am trecut și pentru că să nu-ți închipui, exact cum vorbeam mai devreme, iubesc creavița foarte mult și vin din Craiovița și așa mai departe, dar cumva viața n-a fost ușoară acolo. Adică s-a trăit și se trăiește greu și acum. Mult mai ușor decât, de, decât în vremurile alea, dar se trăia greu rău. Adică, nu știu, îți dau un exemplu. Aveam bani de suc, de un suc, veneam frumos din Craiovița până în centru, beam sucul și mă întorceam la fel pe jos. Ca să beau sucul Că ăla să în poți centru. centru. Ți-am ți dat un exemplu. Adică erau, erau alte vremuri, dar în aceeași măsură astea ne-au călit și ne-au format chestiile astea. Și ne-au ne ne dat greu, tăria da. asta, știi, de, de a merge mai departe și de a lupta și de a căra toate chestiile astea cu noi. Nu reușeați fără un traseu atât de, de, de greu să deschideți atâtea uși pentru toată da. lumea. Sincer, nu le-a toți ne-a fost la fel de ușor, nu le-a toți ne-a fost la fel de greu, știi, și atunci. Da, voiam să discutăm un pic și să revenim la discuția despre artiștii independenți. Da. Care e recomandarea ta pentru ei atunci când au un impas? când vor să nu mai facă muzică pentru că nu s-a dus, că efectiv nu s-a dus. Pur și simplu să iau o pauză, să dea un pas în spate, să analizeze, un pic, să iau o pauză de la procesul de creație, să se dea un pas în spate așa și să analizeze unde greșește. Te uiți și vezi, unde... Unde n-a funcționat? nu e... Unde e ceva acolo, știi? Și am mai spus o chestie și le -o spun mereu și râd cu, cu ăștia care mi zic, bă, zic dacă eram uh, dulgher, sculer, matrițer, uh, zugrav, dacă știam vreo altă meserie, poate mă gândeam să mă opresc sau mă gândeam să nu mai fac asta. Până dar nu știu să fac altceva, nu mă pricep la altceva. N-ai făcut nimic altceva toată viața ta, de la nu? 16 ani până la vârsta asta de acum, eu nu mi-am dorit să fac altceva. Eu la 16 ani, când m-am apucat de asta, am zis asta vreau să fac și toate celelalte etape, liceu, facultate și tot ce a urmat după. Pentru mine n-au însemnat decât niște ani în care m-am dezvoltat în direcția asta. Și nu mi-am dorit și n-am vrut să fac altceva. La mine n-a fost un hobby niciodată. Ai vrut vreodată să te lași? Da. da. Am fost, uh, am fost uh, un moment în 2011, chiar înainte să scoatem șapte gloanțe. Chiar înainte de unde ea și de astea, a fost un moment în care am vrut să mă las, dar nu că am vrut eu să mă las, niciodată n-am vrut să mă las. Dar cumva ajunsesem în punctul în care mă forța viața și uh, chestiile care veneau peste mine, presiunea să fac treaba asta. Și am avut un moment în care am plecat o vară în Spania, vreo două luni și ceva, două luni jumate, am, am, am fost la surma în Spania, în, în Madrid. Dar cumva mi-a făcut bine chestia asta, pentru că atunci am realizat că, cum să spuneți, că de fapt, de fapt atunci m-am convins că asta vreau să fac cu adevărat, adică nu vreau să, trebuie să fac cumva să reușesc în direcția asta. Te chema înapoi, practic. Nu, 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 că mă chema, mi-am dat seama, era aproape, aproape fizică nevoia, înțelegi, de a face asta. Era era atât de tare, adică gândește-te că m-am dus în Spania și ți-am vorbit mai devreme de piesa Sleeping Sleeping de la mm -hmm. Corina și m-am dus în Spania și auzeam pe pe radio ah. piesa Sleeping Sleeping. Nu știu cum ar fi fost pentru tine asta, Fuh. ce ai simțit? Să te auzi da, acolo da, cu versurile tale. Dar nu erau versurile mele, nu era vorba de o, de o idee de la care plecaseră. Noi am scos piesa Că am scos-o într-un final, înțelegi, în forma noastră, dar nu era vorba despre asta, era vorba de o de, de oportunitate pe care o avusesem și pe care nu fructificasem, știi. Ah, okay. Și atunci yeah. Am zis, zic, bă, nu trebuie să se întâmple asta. Trebuie să fac cumva să se întâmple să, să trăiesc din asta. Și să, să ajung în punctul în care să trăiesc din asta și mi-a ajutat Dumnezeu să fiu un punctul ăla în momentul ăsta. în momentul în care erați super în underground și necunoscuți ca independenți, ați avut multe piedici puse de oameni sau de persoane care încercau să vă oprească? Habar n-am. Hateri sau... Nu, aia, Bă, eu am mai spus. haters au existat dintr-o deauna și mâncător de ăștia de... Au fost din totdeauna și vor fi din în natura umană. Unii dintre noi așa suntem construiți să fim zdrențe, au fost din dintotdeauna. Sunt oameni care se frustrează pe succesul tău, pe realizările tale. Singura, cea mai mare palmă pe care poți să le dai la oamenii de genul ăsta este să, să nu te oprești. Este să faci în continuare, să ai succes în continuare, să vadă că reușești lucruri. Asta este palma cea mai mare pe care poți să o dai la oameni de genul. Și oameni din industrie în momentul la care cumva se temeau de voi, au fost care să încerce să vă țină cât mai mult. Nu, ți-am spus, singurul moment în care am simțit că a fost ținut la sertar a fost momentul în care aveam contractul semnat cu Rotonul nu. care aveau un soi de monopol sau încercau să aibă un soi de monopol în care promovau cele sfânta treime, nu știu, îți dau un exemplu cum era la momentul respectiv, paraziții la familia mafia, ast, racla, Aleba. maximum racla o ceva Scoteau albume gen, pe genul ăsta de muzică, restul erau ținuți la Sertar și într o zonă gri acolo ca să, să nu deranjeze. Nu cumva să facă ceva să. V-au ținut de ani pe dreapta, practic. Da, cumva da? Ținut doi da. ani pe dreapta. Doi ani. Din momentul, una jumate aproape doi. Din momentul semnării contractului în 2006, mai cred, până în 2008 când am scos de faptul album. Înțelegi. E. A fost o perioadă foarte grea, foarte urâtă, eram și dezamăgiți, eram și triști, eram și săraci, eram în toate felurile, în loc să o ca să zic așa, cum era în capul nostru, de fapt stăteam cu un album foarte tare pe dreapta, știi? Dar toate s-au rezolvat în timp și ți-am zis, din momentul în care am reușit cu adevărat să, să, să scoatem independent, practic de atunci s-a schimbat toată treaba, știi? Adică după momentul albumului Invazia. Știi? Mă refer la radio, universale. A împlinit recent 40 de ani. Da. Mulți înainte. A venit și momentul ăsta. Mulțumesc frumos. Care secretul e secretul? Să arăți atât de, de bine. Și nu-ți fac un compliment doar așa, Hai. să te lingă în pula Bă, Nu, eu vrei să zic ceva. Asta cu arătat bine, rău, tânăr, bătrân, asta cred că ține odată de genetică și doi, de, de excesele și bă, sportul pe care îl faci și, bă, bă, cum să spun ție, cum ai tu grijă de tine, știi? Să nu ți închipui că duc o viață de sfânt. Cum să spun ție, bă, înțeleg viciile, înțeleg absolut tot. În schimb, ce am spus și voi spune întotdeauna, treaba asta este faptul că viața trebuie să fie caracterizată de echilibru. Înțelegi? Adică atunci când găsești o balanță în toate, înțelegi? Da. Bun, poți să înțeleg, poți să înțeleg că ai o vară nebună în care tu vrei să ți-o dai din toate direcțiile da. cu toate lucrurile de pe pământ. Da. Bă, dar ar fi cazul după o vară nebună să ai și o toamnă liniștită. Da, mișto. Înțelegi ce, ce vreau ce să finiuți. zic? Dar, da, da, Adică cam acolo, cam acolo cred eu, cred, cred că trebuie să contrabalansezi mereu. Poți să înțeleg că ai, nu știu, te duci și ai o perioadă în care stai mult în studio, mănânci, și faci, dregi. Bă, dar după aia dă seama că trebuie să te oprești și apucă-te un pic de sală, Ocupă lucrează un pic de, pic de, de mensana în Clar, clar. De asemenea, cât de foarte bună întrebarea asta, cât de importante sunt viciile în procesul de creație? Uh, nu sunt. Eu, eu și am mai avut discuția asta cu lumea. Uh, tu, ca, ca și artist, orice om, ca și artist, trebuie să treacă prin, prin stări. Piesele sunt stări. Înțelegi? Da. Eu am avut chiar un material întreg care se numea Stări. Înțelegi? Și a, am spus mereu, noi artiștii ne dăm stări, dar stările respective nu vin neapărat din. Uh, din vicii sau pot să vină pur și simplu. Nu știu, îți dau un exemplu. Mănânci un burger cu bacon și îți vine mirosul de afumat și te gândești să faci o piesă afumat despre iarbă. S- am dat un exemplu. Deși tu mâncai da, doar da. un burger cu bacon, nu avea nicio da, legătură. Avea cu niciun da, sau cu iarbă. Ai înțeles? Adică poate să-ți vină inspirația din orice. Noi ne luăm, funcționăm pe chestia asta, energia asta ne luăm din orice. Înțelegi? Într-adevăr, pot să recunosc că ți se poate întâmpla să fumezi un joint și să-ți vină o idee de piesă care poate nu ți-ar fi venit dacă nu fumai jointul ăla în secunda respectivă. Dar ră, ideea e că o finalizezi tot trează, din punctul meu de vedere. A, acum nu știu fiecare cum. Bineînțeles, ideea la capăt o duci tot trează, dar e posibil aici. strofa respectivă să o fi scris spart, dar fumat. E posibil, da. Pot să înțeleg asta. Bă, da, nu despre asta e vorba, Al a fost doar un moment. Înțelegi? Cum să zic eu ție, nu, 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 cred, nu cred că că muzica este caracterizată neapărat de vicii. Pot să-ți dea anumite stări și ele, bineînțeles. Pot să-ți dau un exemplu, ăștia care preferă chestiile mai tari, da, de uh, cocaină și așa mai departe. Uită-te, Jimi Hendrix, uită-te o grămadă. Eric Clapton. Sunt sigur o grămadă, îți repet, dar <laughs> sunt sigur că la un moment dat, gen când lua chitara în mână, eu știu, poate tras sau alea, a, a compus ceva genial da? și el era tras. Dar nu cred că aia a fost uh, uh, sursa lui neapărat de inspirație. Da. Ai înțelegi ce vreau să zic? Total adică de acord. îți dau un exemplu, îți dau un exemplu. Tot Jimi Hendrix, tot vorbind de același drog, că nu vreau să fac să promovez niciun drog, doamne nu ferește. Da? Fărat îi dădeai același drog, da? Și nu știa să cânte la chitară. Ce piesă mai ești? Corect. Mai exista piesa aia? Nu. <laughs> Pentru că nu aveai skill-ul. Bravo. -a el așa. avea în el chestia asta. A, că a ieșit într-un un momentul ăla de inspirație, a fost, a întâmplat, a coincis cu starea lui din momentul respectiv, da, poți să accepta asta. Dar fă fără toată asta. transpirația din anii din urmă de a învăța Iar eu, investițe. eu îți repet, eu nu sunt împotriva viciilor, doamne ferește, nu sunt împotriva viciilor, dar cred că trebuie să existe un echilibru, atât. Atât. În să ne înțelegem. Ești, ești, un om echilibrat. Eu chiar spun, eu chiar spun asta, Rashid Vicious. Am și pe Instagram chestia asta. Așa e, Da, chiar așa e. Adică ai... merg, merg în filmul ăsta, îl înțeleg, nu e nicio problemă, nu sunt sfânt, dar nu cred că arta este definită de vicii. Nu cred asta. Am văzut aici tot la fel legat de, de Facebook-ul tău, cred mai degrabă, nu mm -hmm. de Instagram-ul tău. Am găsit ai tu acolo un, un citat: Omul care aduce ploaia? Da, bine. Asta este, este un alt rego, cum spuneam mai de da. o grămadă de alii Am reîntrebat sau de și oamenii, da. da Mi s-a uh, Asta cu omul care aduce ploaia este o, o chestie la un moment dat am făcut o poză în Veneția, am ajuns să văd Veneția pentru prima dată într-o într vreme câinoa, câinească, așa, infectă vreme, ploua foarte tare, și eram cu pe niște scări, așa, cu, cu o umbrelă, înțelegi, și am pus eu hashtag Rainman, înțelegi, uh -huh. Bă, și s-au găsit niște proști, niște. N-am cum să le. Proști, da? da. Rămâne la proști ca să nu-i jignez mai tare. Care au început să scrie, vai, iluminati, Rainman, oh, da. vai, ce fac eu? Zic, a, da, da, bun. Adică, de acum înainte, altă regulă meu va fi omul care aduce ploaia, dar nu orice ploaie, ploaia de bani. Înțelegi? Și, Bine. după cum observi, și la asta, am umbrela, logo-ul meu e umbrela invers. E și pe șapcă. Da, e umbrela e invers. Și pe șapcă. E umbrela invers, azi, Adică, da. când ții umbrela normal, te aperi de ploaie, când ții umbrela invers, strângi de ploaia. ploaia. Da, exact. Asta era ideea. Înțelegi? Unchiule, îți mulțumesc frumos, cu mare, mare drag. M-am simțit foarte bine la voi. E e foarte cozi aici la voi. Noi încercăm să facem tot ce putem. Suntem și noi un canal la început, care vrem să evoluăm și vrem multă, să avem echilibru să fim constant. Baftă să. Ne, dacă ne am văzut la 1000 de subscriber, să ne vedem la, la 100 de mii și după aia la un milion. Doam așa, -mi. Doar așa, doar așa mai vin la voi în podcast. Alt alt fiu, e, asta, nu, da. e, asta e promisiunea pe care trebuie să ne faceți Să mai chemați la 100 de mii și la un milion. Dar deci, nu mai vin. Deci, deci fii atent. O să te chemăm. Eu țin minte și la 100.000 vii și la un la milion la a, un milion de ceva cu public. Nu știu, cu ce vrei tu, dar ți-am zis, asta asta e condiția ca să, să mai vin la voi când strângeți 100.000 și un milion, da? Mulțumim. Eu asta vă doresc. Multă baftă mare, cu albumul. Multă mare baftă să rupă. Mulțumesc mult. Nu uitați să dați like, sub, subscribe, a fost alături de noi Rashid Vicious. <laughs>